Ce mai faceți și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Darius, iar înainte de a începe episodul de astăzi, aș vrea să vă spun să nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel dacă încă nu ați făcut-o pentru a primi notificări, iar la final să le dați un share prietenilor deoarece YouTube nu mai dă notificări prea bine și nici nu mă bagă în recomandate prea mult. Oricum, vedeți și voi că am 542 de diamante și asta pentru că am mai băgat eu acum 500 de diamante pentru a face rost de top-up, așa cum am zis și în episodul trecut. Dar eu astăzi de dimineață aveam 3000 de diamante. Totuși, a apărut eventul cu pantalonii Angelical, pe care, după cum vedeți, îi am. Dar haideți să mergem la vault, la pantaloni și să dăm mai jos. Perfect, deci după cum vedeți îi am pentru 19 ore. Și asta e o problemă, deoarece eu îi vreau permanent. Și m-am dus la acel event de unde putem face rost de pantalonii Angelical, adică acesta. Și aici am spart 3000 de diamante și am făcut rost de 3 ori de pantalonii Angelical pe fată. Totuși nu i-am luat pe cei pe băiat. Așa că acum voi lua top-up-ul și voi continua să sparg diamante acolo, dar înainte de asta o să vă pun și fazele în care am spart 3000 de diamante în speranța că voi face rost de pantaloni. Și stați puțin, aici avem și 3 în 1 top-up. Haideți să luăm steluțele astea pentru că o să ne ajute mai târziu. Așa, intrăm aici, la events și acum vă voi pune partea în care am spart 3000 de diamante. Din 3000 de diamante ar trebui să continuăm spargerea. O să dau câte 10 spinuri și mai dau skip the animation pentru că vă dați seama, nu ne interesează. Oh vai, deja am ajuns la 500 de diamante. Asta nu e bine deloc. Oricum am văzut că unii youtuberi, tiktokeri, creatori în general au făcut rost de pantalonii din 400, 900, 1000 de diamante. Și mă oftic, mă oftic că uitați-vă și voi.
Eu, e a patra oară când fac rost de Angelical Jogger. A patra oară, băieți. Și încă nu am luat Angelical Sprinter. Serios, nu are niciun sens. Acum nu prea mai am diamante să dau multe spinuri. Nici nu știu, să dau skip de animation. Hai că dăm Angelical a cincea oară sau nici nu mai știu a câta oară e. De ce? De ce am ghinionul ăsta? Pur și simplu nu are sens. Cum pot să iau pantalonii ăștia de 5 ori și pe ăștia nici măcar o dată? Oricum, o să dau și aici câte un... Cum? Ce naiba? Am dat sute de spinuri. Apoi am zis, bă, hai să dau acum la final și un spin simplu, că cine știe. Și mi-au picat. Cum? E bine că mi-au picat, dar chiar era nevoie să dau 4.000 de diamante pentru ei? Oricum, o să încerc să nu mă mai gândesc la asta pentru că nu e bine să ne facem nervi, trebuie să fim chill. Haideți să mergem la Vault, dragii mei, să mergem la pantaloni și să scrollăm în jos până când vom găsi pantalonii roșii și acum ne apare că sunt permanenți. Dar nici măcar nu-i găsesc pentru că ei nu mai sunt aici unde erau înainte. Acum, după cum vedeți, sunt mai sus. Nu știu de ce sunt mai sus, dar nici nu contează. Ideea este că sunt permanenți. Și de acum încolo o să mă joc numai cu pantalonii ăștia, pentru că am dat 4.000 de diamante pentru o singură pereche de pantaloni. Și am făcut asta pentru că am regretat când nu am luat Blue Angelical. Adică, ăsta e adevărul. Pur și simplu m-am gândit apoi și eram ceva gen, bă, trebuia și eu să iau, nu contează că dădeam 5.000 de diamante sau câte dădeam, era mai bine dacă îi luam. Și nu mi-am repetat greșeala. E bine că acum mai avem pentru totdeauna. Și haideți să intrăm la Lac Royal, la incubator și să vedem ce putem face cu steluțele pe care le am. Deci am câte două de fiecare, bun. Aș putea să iau costumul acesta, dar cred că pe mine mă interesează cel mai mult acest costum. Totuși, înainte de asta, vreau să fac rost de... sau, ba nu, haideți prima oară să luăm costumul. Deci, acesta e costumul pe fată de care o să fac rost. Mă interesează să-l iau în special din cauza părului, care și urechile astea. Și, da, și din cauza fustei, că e destul de faină. Ăsta e fain. Și de aici, care e costumul al doilea? Deci acesta nu e foarte diferit de acesta, deci cred că o să rămân la ăsta. Haideți să dăm aici 5 vouchere să vedem ce o să ne pice. Aș vrea și blueprint-uri pentru că mai am nevoie de încă un blueprint ca să fac rost de skin-ul pe armă care mă interesează. Văd că din primele 5 spinuri nu am primit nimic interesant, dar acum am mai luat încă un blueprint. Ceea ce e foarte bine, deoarece acum voi merge aici și ăsta ce-mi dă rate of fire și acuratețe. Oh, vai, ăsta e mai bun decât ăsta și ăsta e mai bun decât ăsta, logic. Hai să mai dăm aici niște vouchere, că sunt curios ce-mi pică dacă continui să dau vouchere. Ok, văd că s-a dus norocul meu, atunci haideți că vreau să văd prima oară ce primesc, apoi o să dau skip. Nimic interesant. Și de aici putem să facem rost de steluțe. Destul de nașpa. Haideți să mai dăm o dată la incubator și acum ce primim? Ok, chestii neinteresante. Oh, oricum am nevoie de 5 Evolution Stone-uri să-l iau pe ăsta. Păi și ca să-l iau pe ăsta, de câte am nevoie tot de 5, deci mi-ar trebui 10 Evolution Stone-uri. De unde să fac rost de atâtea? Mai ales că uitați-vă și voi, abia le primesc. Sincer, cred că o să iau skin-ul pe AN. Sunt la același preț. Perfect! Haideți că luăm pe ăsta, care, după părerea mea, e foarte, foarte bun pentru că ne dă rate of fire și știți și voi, AN94 deja are un rate of fire mare și acum că mai primim plus 2, super. Păcat totuși că mi-am dat destul de multe vouchere pentru asta. Iar acum, după ce am spart în episodul de azi în jur de 4.000 de diamante... și în episodul trecut tot 4.000 de diamante. Atunci trebuie să mă gândesc la un thumbnail și un titlu, că nu pot să am două episoade cu același thumbnail și titlu, nu?
Bun, acum că am spart vreo 4.000 de diamante, vreau să mă și joc la CS Strike Out. Și dacă se poate, să mă joc cu acel skin pe AN. Bun, după cum vedeți, aceasta este echipa. Am dat un mesaj pe Discord și am întrebat cine vrea să joace. Au mai intrat de pe Discord, din Guild. Bine, cei care au intrat de pe Discord sunt și din Guild. Și vă recomand și vouă să intrați pe Discord, deoarece acolo anunț când filmez, dau timecode-ul și, na, puteți să apăreți pe episod. Oricum, sunt aici alături de Salut, Rare și Sasuke și o să dau start la CS Strike Out. De când a reapărut acest mod de joc, nu am câștigat decât o dată, deci sper că acum să ne descurcăm ceva mai bine. Prima oară trebuie să ne încălzim, pentru că așa zice warm up. Ok, hai să ne încălzim. Văd că am skillurile care îmi trebuie. Noi suntem în echipa D de la Darius. Cum ne-au nimerit? Și ne batem cu echipa C. A, Paul, români. Sau era Pavel, stați puțin, dar a, Pavel, bun. În rest, nu știu care ar mai fi român de aici. Cred că Alex, da, cam atâta. Oricum, sper doar să ajungem în semifinale și să ne descurcăm cât mai bine. Văd că suntem noi trei uniți și Rareș se duce singur. Urăsc chestia asta, adică de ce te duci tu singur când trei coechipieri de-ai tăi stau uniți? Adică calmează-te puțin, Ruok, că ai și tu limitele tale. Acum vin eu aici. Hai să îl omorâm pe tipul ăsta, perfect. Sunt tipii aici. Ereau. Și avem pe cineva pe acolo. Nici nu știu pe unde sunt playerii. Nu am apucat nici să fac kill-uri, tare trist. Și pentru cei care nu știu, Salut este Cobra, băiatul care mi-a dat contul lui să spargă 3.000 de diamante odată. Și dacă vreți și voi să îmi dați conturile ca să spargă diamante pe ele, eu sunt deschis și chiar mi-ar face plăcere. Oh, vai, aproape m-a omorât. Adică îmi puteți da un mesaj pe Messenger sau pe Instagram, le aveți în descriere, să-mi ziceți acolo, Darius, dacă vrei poți să spargi diamante pe contul meu și eu aș fi fericit să o fac. Acum, ce să ne luăm? Dar măcar e AN-ul pe aici? Nu-l văd, ce nașpa. Hai că ne luăm Famasul și un grenade. Acum haideți să mergem sus. Sau cred că mai bine aș sta pe undeva pe aici, de vreme ce am Famasul. O să încerc și chestia asta. Ce inteligenți sunteți. Sau mai bine nu, pentru că după aia nu o să mai apuc să fac niciun kill. Ia uitați acolo playerii. Oh, vai, de ce sunt așa mulți acolo? Bine, ei oricum au murit. A, și nu pot să văd cât damage am dat, ce nașpa. Adică vreau să câștigăm, dar vreau să fac și eu ceva. Trebuie să așteptăm playerii. Ok, așteptăm. Până atunci vă salutăm. Dacă vă prind că sunteți toxici. Ok, băieți, deci a apărut o problemă și s-a închis filmarea. Nu am absolut nicio idee de ce, dar am câștigat. Asta e ideea. După cum vedeți, totul a mers bine. Și acum, după ce voi termina episodul, o să încerc să rezolv problema asta, adică nu se închide din cauza că nu am memorie sau ceva, pentru că am. Deci, o să văd după aceea, dar dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel dacă încă nu ați făcut-o, iar la final să le dați un share prietenilor, deoarece poate nu au primit notificare, poate nu o să le apară clipul în recomandate și cine știe ce se mai întâmplă, așa că un share m-ar ajuta foarte, foarte mult. Acestea fiind spuse, eu am fost Darius, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!